Din păcate, virusul pestei porcine este confirmat pe zi ce trece la mai multe cadavre de mistreți și în fermele argeșenilor. Un nou focar a fost declarat activ de această dată în fondul de vânătoare trivale. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului la mistrețul care a fost găsit mort la câțiva metri de carosabil pe drumul dintre Băbana și Pitești. Atunci s-a considerat că animalul a fost lovit de o mașină, iar reprezentanții autorităților au prelevat probe care s-au dovedit pozitive la virusul pestei porcine. Pe cale de consecință, Direcția Sanitar-Veterinară a adoptat măsurile specifice în astfel de cazuri și a delimitat zona infectată și cea tampon. Din zona infectată fac parte localitățile Budeasa Mare, Budeasa Mică, Mărăcineni, Ștefănești Noi, Pitești, Geamăna, Hințești, Gura Văi, Smeura, Moșoaia, Bătrâni, Ciocănăi, Slătioarele, Uiasac, Valea Ursului, Brăileni, Bascov, Frățești. Zona tampon cuprinde localitățile Micești, Purcăreni, Colibași, Făgetu, Dărmănești, Enculești, Ștefănești, Văleni, Podgoria, Vișoara, Golești, Bradu, Albota, Mareș, Cerbu, Păduroiu deal, Poiana Lacului, Dealul Viilor, Băjenești, Băbana, Prislopu Mare, Prislopu Mic, Cotmenița, Dobrogostea, Vărzaru, Borlești, Găleșești, Rogojina. În zona afectată sunt cuprinse fondurile de vânătoare 29 trivale, 32 răslețu și 34 mareș. Efectivele evaluate de mistreți pe cele trei fonduri de vânătoare sunt 112. În total sunt active 6 focare de pestă porcină la porci mistreți în fondurile de vânătoare 1 Negoiu, complexul de vânătoare din Sălătrucu, 25 Grădiștea, 24 Mâzgana, 18 Râul Târgului, 7 Curtea de Arge și cel activat recent, 29 Trivale.